Nu este nici ora 11, dar afară sunt 37 de grade. Suntem la o piscină din Târgoviște, aici unde lumea deja a venit să facă baie, să se recorească. Se practică și câteva cursuri de not. Profesor Gheorghe Țițeclis, alături de fiica sa, încearcă să îi învețe pe tinerii târgovișteni, pe micuții târgovișteni, să se obișnuiască cu apa și să se bucure de această zi călduroasă de vară. Suntem la o piscină foarte drăguță și avem alături pe domnul Gheorghe Țițeclis și pe fiica dumnealui Teodora. Domnule Țițeclis, dumneavoastră sunteți instructor de not. Cum se descurcă copiii în apă? Copiii se descurcă foarte bine în apă. Sunt cursul structurat pe două module. Dimineața de la ora 8:30 până la ora 11 fără un sfert, între 7 și 10 ani. Și de la ora 11 fără un sfert până la 1 mai mari, 10 până la 14-15 ani. Cei mici, de obicei, am început cu ei să lucrăm cu veste de salvare, cu plute. Se descurcă destul de bine. Deja după 5 lecții, unii dintre ei am început să le scoatem sau să mai le desumflăm vestele, am început să noate, să prinde tehnica cât de cât de not. În principal, cursul este de inițiere în taine. Notul nu e de not, de performanță. Grupa cealaltă mai mare sunt copii care au mai făcut cât de cât cursuri și merge mai ușor. Deja cu ei merge în un fel de perfecționare. Am văzut că se mai ceartă, mai plâng. Mai plâng, mai se ceartă, asta este. Apa este un mediu alt mediu decât mediu normal. Și altfel de respirație, altfel este echilibru în apă. Așa sunt copii, dar ușor, ușor să învețe să înoate. Teodora, cum e să lucrezi alături de tatăl tău? Greu și ușor în același timp. Greu pentru că aici este domnul antrenor, nu mai este tata. Ușor pentru că știu la ce să mă aștept și cum să-l mulțumesc. Nu te-a tentat să urmezi o carieră la not? Nu m-a tentat, am avut alte aspirații. Și anume? Și anume relații internaționale și studii europene. Îmi place mai mult să lucrez cu cap decât cu corp. Îți place apa? Da. Și am învățat și not, că nu știam să not. Cum colaborez cu domnii profesori? Colaborez foarte bine, ne înțelegem bine. Dânsul știe să ne explice, unde nu înțelegem ne arată. E bine. Văd că ții cu Dinamo. Spune și mie, ce jucător preferat ai de la Dinamo? Da, țin cu Dinamo de când eram mică, de la vreo 4 ani. Îmi place de Radu Ștefan. Nu pierd niciun meci acasă, în Ștefan cel Mare. Sunt o fană înfocată. Îmi place fotbal foarte mult. Cine e portarul Dinamo? Bogdan Lobon, se știe, cel mai bun. Cine s-a căsătorit săptămâna aceasta? Claudiu Niculescu. Cu cine? Cu Diana Munteanu.